În 2015, când am început, am căutat ceva locuri unde să găsim ceva mai special, ceva să fie un pic mai diferit. Nu aveam nicio treabă, eu am terminat medicină, Marina a terminat management și am zis să încercăm. Am deschis primul magazin, era foarte mic. La primul client am închis magazinul și am ieșit să fumăm o țigară, că eram bucuroși. Adică așa de emoționat am fost atunci. Ușor, ușor am reușit să ieșim în evidență prin frumosul care l-am creat. Am reușit și iată-ne, am mai deschis un punct mai mare unde am reușit să facem și mai multe chestii faine. Eu ajutam pe toată lumea, că veneau florile, am început să le tai, am început. Deja dintr-o chestie necesară am reușit să o duc într-o plăcere. Și chiar mă relaxam, că îi spuneam soției la un moment dat că eu chiar mă relaxez la treaba asta, adică încerc să fac, am început să fac destul de lejer. Eu sunt din Iași, născut în Iași, soția mea este din Botoșani. Am crescut în Iași și am încercat să relaționăm cât mai mult cu orașul, s-a dezvoltat orașul și noi am încercat să creăm un loc frumos. Numai împreună putem face ceva și schimba ceva. Nu putem singuri. E ciudat pentru mine și în poziția asta când stau singur, deși ți-am zis că de obicei suntem toți, la orice. Luăm decizii împreună, chiar dacă noi ne asumăm anumite chestii, pentru că ne le asumăm, asta e, am început, le ducem până la capăt, dar în principiu vrem să fim toți, vrem toți să facem parte din treaba asta. Nu sunt doar eu echipa care reprezint, suntem toți, toți facem lucrurile, nu pot să spun că mi-asum eu, nu, n-am cum. Ne-am deschis în 2015 și vreau să-ți mărturisesc că de atunci suntem într-un tren. Adică nu aș putea să-ți spun destinația finală. Suntem unici și vreau să rămânem chestia asta de unicitate care ar trebui să fie. Da, vreau să am cât mai mulți clienți fericiți. Nu contează în care nișă mă duc, că mă duc pe parte de evenimente sau că mă duc pe parte de flori sau că, nu știu, creăm o sală de evenimente sau că, nu știu. Încă sunt prea multe direcții în care putem merge. Vom vedea, încă nu știm. Când suntem, de exemplu, la sala de evenimente și surprindem când vine mireasa cu mirele și încep să plângă. Ăla e un sentiment foarte fain. Ăla e un sentiment care dă putere. Hai să mai facem chestia asta împreună, că putem. Când vezi mulțumirea, depășește orice, nu mai contează. Feedback-ul, în general, când este foarte sus, e foarte ok, ne umple foarte mult. Mulți cred că treaba asta este foarte ușoară. Nu e atât de ușoară pe cât pare. De trebuie să plece din el. Dacă el își dorește foarte mult, va face. Trebuie să înțeleagă ceea ce vrea să facă, trebuie să muncească la ceea ce vrea să facă, adică să muncească, să se dedice efectiv, să-și dorească foarte mult să întâmple lucrurile, să persevereze în fiecare zi câte puțin și să se implice, să se implice cu totul. Împreună, toți, ne-am alocat timp, ne-am implicat și așa am reușit și reușim, nu știu, să satisfacem clienții cât mai bine. Efectiv, asta am trăit, asta pot să spun. Nu știu, încercăm să facem orice ca să impactăm cât mai mult, cât mai bine, să putem aduce un aport cât mai mare orașului. Nu știu, poate noi suntem un pic așa mai sentimentali, mai, nu știu, încercăm să ne ajutăm poate un pic mai mult. Tot timpul am considerat că împreună putem face mai mult, chiar dacă suntem diferiți pe niște diferite. Reușim să arătăm că vrem, putem și împreună. Salut, sunt Marius. Dacă vrei să bem o cafea și să discutăm de frumos, flori și tot ce ne încojoară aici, te aștept la Iași. Numai bine!